Alo. Hadi lan. Mai de grup. Mă gari. Hai tată, îți fac și eu mașina asta mai repede. Nu ești toaci. Duminică noaptea, un accident rutier grav s-a petrecut pe șoseaua de centură a Brăilei. Un bărbat în vârstă de 30 de ani și amicul său cu 3 ani mai mare s-au aventurat într-o cursă nebună prin municipiu. Cei doi au petrecut înainte de a se urca la volan, iar băuturile alcoolice consumate le-au încețoșat mintea cât și vederea. Din cauza stării de ebrietate, a iluminatului slab al străzii și a vitezei excesive, șoferul nu a observat sensul giratoriu care se apropia și a trecut în viteză peste el. În urma evenimentului rutier, pasagerul din dreapta a fost rănit. La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a acordat victimei primul ajutor, apoi a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean pentru a primi îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,61 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i s-au recoltat probe biologice de sânge. Polițiștii din cadrul serviciului rutier au demarat cercetările la fața locului și au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența băuturilor alcoolice a unui autovehicul pe drumurile publice.